Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre un site unde startul va fi pește 4 zile. Deci acum când fac video este data de 4. Se primește că va fi pe data de 8 mai. Unde înregistrarea este gratis, dar activitatea este contraplată. Deci prin ce este interesant acest site? Că aici este Spillover. Deci vă recomand acum să vă înregistrați, să vă uitați cu o zi, două, înainte de deschidere, câte lume va fi după voi. Dacă va fi multă lume, atunci are rost de a activa intrarea, adică de a plăti. Intrarea costă $20. În final, care poate să vă aducă $12.000. Deci este un fel de loterie. Deci, ca să fie șansele mai mari, trebuie să vă înregistrați mai înainte, să vedeți câte oameni vor fi după voi. Deci, toți oameni care sunt după voi, dacă ei totuși plătesc intrarea, vor nimeri Spillover după voi. Deci, nu este obligatoriu de invitat oameni. Dar dacă invitați, mai primiți încă 50% din câștigul care îl are invitatul vostru. Deci, de pildă, ai câștigat omul $1000, aveți 500. Câștigat 12.000, ultima matrice, aveți 6.000. Dar aceasta va fi clar când se va deschide cu zi două, deci o să vedeți. Dacă de pildă, uitați-vă, ca să treceți să faceți $12.000, vă trebuie să fie 600 de oameni după voi. Plătiți, nu pur și simplu care sunt înregistrat. Eu ieri am făcut înregistrare, de pildă, după mine deja sunt vreo 600 de oameni. Dar mai sunt încă 4 zile, total sunt înregistrați acum 8.323 de oameni. Câteva ore în ziua de azi, 43. Cum facem înregistrarea? Deci e foarte simplu. Deci când apăsăm pe linkul de referral, deci se deschide site-ul unde trebuie să apăsați pe semnal. Deci încă doi s-am arătat. Unde scrieți în primul rând locinul, apoi nume, prenume, aici alegeți în ce limbă doriți să fie site-ul. Sunt 6 limbi, deci ungara este, română mai. Se vede că ungarii sunt mai activi în internet ca românii, cu toate că români sunt mai mult. Germană este, spaniolă, polonă este, rusă. Site-ul este din Germania. Pe urmă alegi țara. De unde sunteți? Pe de Moldova, pe urmă alegeți e-mail-ul, parola, repetați parola, aici scrie persoana cine vă invita. Deci în cazul dat, Mihail Stepanov Hilson. Mai jos, acceptați, aici îmbucați. Nu sunteți robot. Și în final apăsați pe Regist. După ce ați făcut acest lucru, apare o inscripție. Că trebuiește de activat înregistrarea. Deci pe e-mail vine o scrisoare pe care trebuie să apăsați. Deci, dacă ați făcut tot corect, așa ce vă scrie că v-ați înregistrat cu succes, verificați
Posta electronică, poate să cadă scrisoarea și în spam, după ce puteți să intrați. Deci, vine o astfel de scrisoare pe care trebuie să apăsați. Și atât. După ce intrați în interior. Indicând login-ul care l-ați creat în e-mail. Unde? Tot e destul de simplu. Citiți ultima noutate, acolo este explicat ce și cum, deci alegeți limba. Eu am ales rusă, trebuie numerat în rusă, că română noi. Deci în cazul vostru alegeți rusă. Unde, uitați-vă. Este marketing plan. Puteți să-l studiați. Aici, sus, este linkul de referal. De plătiți poate prin mai multe metode. Cel mai comod pentru mine de pildă este Payer. Alegeți Payer. Dați-l плата, deci фирма сен, după aceea платить, apoi banii trebuie să apară aici 20 de dolari, după aceea intrați în matrice, și apăsați pe buy lock sau first deactivat. Eu pur și simplu mai încă nu am, dar o să fac lucrul acesta. La fel unii este noutate. Citim ce scrie. Eu mai sunt încă 7 zile, ultimul notar de pe 1 mai. Sunt catare 6 matrice, dacă nu știți, uitați-vă în marketing plan. Alegeți în care limba doriți, de pildă, în engleză. Unde, cum am spus, cu 20 de dolari puteți să câștigați în final 12.000 de dolari. Deci proiectul abia se pornește, deci în astfel de proiecte trebuie intrat de la început. Pe urmă deja este greu de câștigat maxim. Deci uitați-vă. Prima matrice s-a intrat. Noi primim plata de la ultimii 4. Deci, au intrat 4 oameni, de la 4 oameni pe 20, pe urmă aveți 80 de dolari. Dintre care 80 dolari, 40, se plătesc pentru intrarea automat în acea de 160, unde se câștigă. Deci aici intrare 40, aici e 100, aici e 300, aici e 1000 intrare, aici e 3000 intrare și... Aici e arătat suma în final cât primim noi. Deci, din 80, 40 pleacă încoace, 20 primim noi. Deci, practic, cu prima matrice noi ne întoarcem în 20 de dolari investiție. Dintre care, 20 din 80 care au rămas se face reinvest. Deci, a trecut o matrice automat
se mai creează încă una. Și, de pildă, dacă va fi multă lume, sunt șanse mari că posibil că vom ajunge și la aceasta de 12.000. Deci, uitați-vă, aici se dublează. 1, 2, 4. Deci 4 au intrat. Noi am trecut în matricea aceasta. M-a intrat 8 după noi. Am ajuns în rândul 2. Am mai intrat încă 16. Am ajuns că sunt oameni aici. Și încă 32 și am trecut în coace. 64, am trecut în rândul 2. 128, în rândul 3. 256, am trecut în coace. Și tot așa se poate calcula câți oameni trebuie ca să ajungem la aceasta de 12.000. Deci, cu $20, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.